Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Hai să vedem cum e cu învățământul ăsta dual, pentru că s-a discutat foarte mult în ultima vreme, am discutat și noi aici în emisiune. Este nevoie de forță de muncă pregătită. Este foarte important să faci un colegiu național, să ai niște note bune, este important să mergi la o facultate, dar trebuie să vezi un pic și finalul sau finalitatea acțiunilor tale ca elev. Și bineînțeles, cred că aici și rolul părinților este important. În această seară alături de mine, doamna Adina Mihaela Agache, directorul Colegiului Tehnic de Transporturi de la Brașov. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Brașovul devine centrul învățământului dual românesc. Am început cu școala Kronstadt, acum avem încă vreo 4 sau 5 instituții încă de învățământ. 7. E totul incredibil. Sunt 8. În județul Brașov sunt 8. Adică suntem cei mai tari, este clar. La nivel național, învățământul dual pornește de la Brașov. Colegiul Tehnic de Transporturi, ce înseamnă asta de fapt? Înseamnă pregătire în domeniul transporturilor. Acum câțiva ani aveam prepondere în feroviar, acum suntem pe auto. Și prin învățământul dual avem o clasă jumătate, o clasă de mecanic auto, care am făcut-o împreună cu agentul economic Rad Brașov, și o jumătate de clasă pe mașinist utilaje cale terasamente, împreună cu 2 agenți economici, cu Consale SA, 9 locuri, și SC Prescon Group Development, 5 locuri. Asta înseamnă că acești copii se pregătesc în niște domenii de care, după părerea mea, ne lovim cam în fiecare zi. Mai mult sau mai puțin? Așa e. De fapt, acest învățământ dual se realizează la inițiativa agentului economic, cu care noi vom deveni parteneri. În acest sens am și încheiat un contract între agentul economic, școală și primărie. Și nu vă ascund faptul că săptămânal sunt firme care vin la noi în școală și cer elevi, absolvenți sau chiar care sunt în practică pentru a-i angaja din domeniul auto, din domeniul utilajelor. Deci este o mare cerere pe piața muncii și o lipsă în acest domeniu, sigur. Da, din păcate, oamenii bine pregătiți în anumite domenii au dispărut efectiv. Discutam aici în emisiune ieri cu un băiat tânăr, care este frizer. E frizer, a organizat el un eveniment internațional important pentru România la acest capitol și spunea, dacă pe vremuri era foarte ușor să găsești o persoană unde să-ți ascuți foarfecele. Astăzi este aproape imposibil. Adică nu mai sunt acei meseriași, lăcătuși mecanici și așa mai departe, pregătiți. Pentru că acum, bun, am evoluat, ne-am emancipat, ne dorim toți să fim doctori în medicină de principiu, poate chiar în alte științe, să fim doctori, să avem un master în comunicare, că ăsta e la mare modă, deși majoritatea nu înțeleg de ce îl fac, dar dincolo de toate nu mai avem oameni pe care să ne putem baza. Și atunci când îți deschizi o firmă sau vine o mare companie internațională și vrea să găsească niște oameni pe care să-i angajeze la Brașov, nu are de unde să ia. Nu mai vorbesc în România, drama e și mai mare. O să avem oameni calificați la finalul unui ciclu de învățământ? Așa ne dorim cu toții și eu spun că vom avea. Pentru că acești elevi vor face în cei 3 ani de școală profesională practica comasată la agentul economic. Partea de teorie și laborator se face la unitatea școlară și prin acest învățământ dual și prin acest contract se oferă niște facilități, tocmai pentru a fi mai ușor accesul în acest domeniu și a încuraja să urmeze aceste calificări. Vor primi echipament de protecție, examenul de medicină a muncii se face plătit de agentul economic, vor primi o masă în timpul practicii, de asemenea se asigură transportul și nu în ultimul timp, foarte important, vor primi o bursă privată de 200 de lei pe lună, care se va da în plus față de bursa oferită de stat, deci pe lună 400 de lei, sigur în condițiile legislației, adică va trebui să nu aibă absențe acel elev, cu să siguranță, la școală. Cu siguranță, lucruri normale, da. Au început înscrierile? Da, au început ieri. Sunt de fapt 2 perioade de înscrieri pentru învățământ dual, 12-16 iunie și 26-30 iunie. Avem deja în acest moment pe mecanică auto 21 de elevi înscriși. Și aveți o clasă de 28. Și 8. Și pentru mașiniști este un elev înscris pe 14. Locuri. Locuri. Cam puțin dacă mă întreba să vine. Bun, hai să zicem că e prima zi, a doua zi.
Ce sfaturi le-ați da, sau dumneavoastră sunteți cadru didactic, nu, până la urmă, și cam ce sfat ați putea să le dați părinților care ar putea, la un moment dat, să-și aducă copiii la o școală profesională în sistem dual? De ce ar face lucrul ăsta în loc să, bineînțeles, toți visează cei mai buni pentru copilul lui, nu? Da, în primul rând, li se va asigura, pe lângă pregătirea care o vor face în, la agentul economic, li se va asigura și angajarea. Deci vor putea să fie angajați, iar prin aceste două calificări din școala noastră mai sunt niște avantaje. Pe lângă faptul că ei vor ieși mecanici auto, în anul 3 de profesională vor face ore de legislație și conducere auto gratuită pentru categoria B și când au 18 ani vor putea să dea examenul. Majoritatea spre sfârșitul anului 3 au această vârstă. De asemenea, noi avem prevăzute și ore de conducere pentru camion, școala având în dotare camion. Și dacă ei vor continua, pentru că școala începe la 20 de ani și la 21 dau examen, dacă vor continua la seral sau zi, sunt și ore prevăzute în acel plan de învățământ pentru C, categoria C, iar după ce vor fi angajați la Arad Brașov, la 24 de ani, vor putea da examen pentru a fi șofer pe autobuz, pentru că trebuie o experiență pentru acest lucru și, de fapt, acesta este și obiectivul acestei instituții, acestei firme, să ceară învățământ dual la noi în școală, pentru că are nevoie de forță de muncă pentru mijloacele de transport din Brașov și zona metropolitană. Cu siguranță lucrurile se vor schimba și la acest capitol. Probabil că o să devină istorie autobuzele vechi, autobuzele cu defecțiuni permanente. Ne obișnuisem la un moment dat cu asta. Acum s-a mai schimbat parcul auto și la Arad. Schimbă ei și sigla, fac mai multe lucruri acolo, da? Dincolo de toate, cred că transportul în comun, RATU se vrea o instituție, să zicem așa, regională, lucrurile se vor schimba și va fi nevoie de personal, iar eu în momentul de față vă spun sincer că nu știu de unde îl vor lua. Deci dacă aici nu vom găsi resursa umană pe care școala dumneavoastră să o pregătească, va fi destul de dificil. Așa este. Am avut multe discuții și cu domnul director de la RAT și cu domnul primar, care gestionează acest lucru. Și ne-am dat seama că trebuie să investim în pregătirea inițială a elevilor pentru a avea persoane calificate. Și un lucru care e foarte important, un avantaj al școlii noastre, este că noi avem cămin, cantină, unde elevi din alte localități, dacă doresc, chiar și din comunele din jur, la mai mare distanță, da, pentru că naveta nu e chiar un vis. Pot veni, pentru că din acest an școlar 2017-2018 se va plăti de la primărie, de la stat, se va plăti cazarea și masa. Și atunci este un avantaj, deci sunt foarte multe condiții, facilități oferite pentru ca elevii să vină să facă această școală, să aibă o meserie, să aibă un viitor până la urmă, pentru că totul este o investiție în viitorul lor. Da, hai să zicem că emisiunea asta va fi un start în promovare. Presupun că ați mai făcut niște pași în direcția asta. Probabil că după ce oamenii vor vedea această emisiune, se vor gândi pentru copiilor, pe care îi văd că au înclinații în domeniu. Dacă un copil, îl vezi că atunci când tu ridici capota mașinii, el vine și își bagă nasul acolo, înseamnă că el are o înclinație către asta. Și eu am dat doar un exemplu, probabil nu cel mai fericit sau cel mai bun. Dar cu siguranță aici și părinții, dar și consilierii locali, consilierii școlari, poate chiar și cei locali eventual, ar putea să aibă un cuvânt de spus în îndrumarea copiilor către un astfel de domeniu. Mă gândesc, acum nu mai sunt chiar la curent cu ce se întâmplă în școală, cel puțin deocamdată, dar eu așa mi imaginez că ar trebui să se întâmplă lucrurile, să fie niște oameni care să le spună: băi, tu ești foarte bun la matematică, felicitări, bravo, ai putea să urmezi calea asta. Tu, în schimb, ești mai puțin bun la matematică, ești mai puțin bun și la limba și literatura română. Dar uite, la astea tehnice pare destul de că ai avea înclinații. Uite, ai putea să faci asta, asta sau asta, nu? Într-adevăr, rolul consilierilor școlari este foarte important, dar în cazul nostru, în clasele 7-8, în clasa 7-8, de atunci trebuie început. Și nu vă ascund că am făcut promovare foarte mult în acest an, din februarie am început. Am mers mult în comunele din jurul Brașovului și în Brașov.
la ședințele cu părinții, pentru că este foarte important să comunicăm părinților despre ce e vorba și să fie informați. De asemenea, prin Inspectoratul Școlar s-a organizat până în acest moment 4 activități, acțiuni foarte mari în Făgăraș, în Rupea, la Liceu Unirea cu directorii de la școlile din jurul Brașovului și de asemenea la Șaguna am avut o întâlnire cu directorii din școlile din Brașov, tocmai pentru a informa despre condițiile din învățământul dual, care este numărul de locuri, care sunt facilitățile și sperăm că să avem de asemenea prin dâns și informația să ajungă unde trebuie. Da, este important. Eu cred că în momentul de față trebuie să fim conștienți de faptul că luăm un start nou. Deci forța de muncă bine pregătită pe care a avut-o județul Brașov, să zicem, în întregul său, da, cu capitala la Brașov și cu știu eu, circuitul ăsta dinspre județ către municipiu și dinspre municipiu către județ, trebuie să ne dăm seama că luăm un start, un nou start. Se termină. Oamenii care au muncit și care au fost bine pregătiți în domeniile astea sunt bătrâni deja, sunt pensionari, sunt acrizi de muncă, ce să mai... Și nu, din păcate, în domeniul ăsta n-a venit nimeni din urmă. Bun, că există inflație acum de tot, în tot fel de meserii pe care n-aș vrea să le mai numesc, că le-am tot numit și s-ar putea ca unii să se simtă lezați. Și am dat un exemplu și chiar discutam cu un prieten astăzi care e taximetrist. Am dat un exemplu în emisiune. Te duci, faci două facultăți și pe urmă ajungi taximetrist. El mi-a zis, bă, dar nu e chiar așa rău să fii taximetrist. I-am spus, eu sunt convins că nu e rău să fii taximetrist. Este chiar foarte bine și este o, cum să zic, o meserie care a apărut în urma unei necesități. Dar uite că avem nevoie și de mecanici auto. Se închid servisuri în municipiul Brașov, nu mai vorbesc de județ, se închid servisuri pentru că nu au de unde să aducă oameni. Unii îmbătrânesc, se pensionează, la revedere și au strâns mâna și s-a terminat activitatea lor. Și nu vin alții din urmă. Aș vrea chiar să demontez niște mituri, pentru că există ideea că cei foarte buni trebuie să ducă la licee teoretice și cei care nu sunt așa bine pregătiți la profesională. Vreau să vă spun că imediat după Revoluție aveam elevi la profesională mult mai buni decât cei de la liceu. Și cerințele sunt și la școala profesională mare, pentru că până la urmă trebuie să ne gândim că ne lăsăm mașina sau mijlocul de transport pe mâna unui meseriaș. De fapt, viața. Exact. De fapt, și viața. Viața, deci, da, corect. Acel om trebuie să fie foarte bine pregătit și cerințele sunt mari. Adică, totuși, trebuie să ai o medie mare, trebuie să înveți, trebuie să fii serios și eu spun că prin școala noastră formăm și pentru viață, nu doar pentru meserie, pentru că este foarte important să te adaptezi societății, să ai o relație bună cu toată lumea și prin școala noastră reușim să facem și acest lucru. Da, am participat la o aniversare frumoasă la Colegiul Tehnic Remus Răduleț și acolo șefa de promoție era o fată care nu avea nicio problemă să se bată cu orice șagunist, unirist, meșotist la materiile despre care se tot vorbește, matematică, limba și literatura română, fizică, chimie și așa mai departe. A ales asta pentru că așa a fost în momentul ăla. Cine știe, nici ea nu putea să explice exact care au fost motivele. Dar zice, domnule, eu am venit aici la Remus Răduleț, la Energo, cum îi zicea lumea, și nu-mi pare rău nicio secundă că am făcut lucrul ăsta. Deci era o fată care vorbea extrem de cursiv, nu avea nicio problemă de limbă și literatură română, deși era de etnie maghiară, ca să așa. O persoană deosebită într-adevăr și eu am venit aici la Remus Răduleț. Mie mi-a plăcut aici, a fost bine, am învățat, am avut medie bună, șefă de promoție și așa mai departe. Într-adevăr, eu nu cred că mai e mit chestia asta. Cred că e o greșeală deja. Exact, da. E o greșeală, adică dacă ești un elev bun, e foarte dificil ca părinte mai mult decât, știu eu, ca elev. Ca părinte e greu să decizi, lasă copilul meu să se ducă la profesională, la învățământ sistem dual, la liceul de transporturi, da? Sau colegiul tehnic de transporturi. Probabil că unii se gândesc, lasă, domnule, n-o să ajungă ăsta să stea toată ziua cu mâinile murdare și n-o să... Dar dacă lui asta îi place?
Chiar vreau să vă zic că am avut o doamnă care a venit la Târgul Liceelor și ne-a spus de băiatul dânsei, care deja știe să repare, deja este toată ziua cu mâna acolo la motor. Da. Exact. Și dorește foarte mult să vină. Și alt exemplu, avem elevi care fac practică și rămân de multe ori 2-3 ore, se duc și sâmbătă, deci deja este pasiune. Și de fapt pasiunea este cea care ne ajută să fim cât mai împliniți și să avem o satisfacție în muncă. Deci dacă nu ne duce pasiunea înainte, noi rămânem pe loc. Exact. Este foarte clar, dacă nu faci ceea ce îți place, dacă faci niște lucruri doar pentru că îți spun părinții, viața ta nu va mai fi, nu vei fi fericit. Era o expresie într-un fir românesc, ce este fericirea, tovarășul director. Deci ce facem cu fericirea asta, cu lucrurile mărunte care ne fac, de fapt, viața frumoasă? Că eu la asta aș reduce fericirea, așa. Dar nu înseamnă să ai nu știu ce mașină, nu știu ce bani, nu știu ce palate și așa mai departe. Că sunt unii mai nefericiți decât ne imaginăm noi ceilalți. Trebuie să facem ceea ce ne place și este imposibil tu ca părinte să nu vezi care sunt înclinațiile reale ale copilului tău. Și dacă copilul tău are niște inclinații tehnice clare și nu îi place, frate, de tare matematica și nu îi place limba și literatura română și nu îi place engleza și nu îi place franceza, să lasă-l să se ducă pe drumul lui, pentru că el pe drumul ăla va ști să meargă. În momentul în care tu îl forțezi să facă alte lucruri și bagi sute de mii de lei în meditații și așa mai departe, unde se va ajunge oare? Așa e. Noastră, probabil că vedeți lucrurile mult mai clar decât mine la capitolul ăsta. Și așa e. Vă loviți de copii ăștia în fiecare zi. La majoritatea le place. Deci mai au și probleme în familie și atunci lucrurile toți astea au, pot toți influența. Avem probleme și aia de la Șagunau, să știți. Da, știu. Dar cei care au venit pentru că le place meseria, în general ajung să o și învețe, să o și practice. Și mai vreau să adaug ceva, dacă îmi permiteți. Sigur că da. Că este învățământ dual. Noi în fiecare an ne-am făcut planul de școlarizare și cu atât mai mult este un ajutor pentru cei care vor veni la noi la școală să aibă și această bursă în plus și pe mașinist și pe mecanic auto. Mai avem o clasă de mecanic auto care are doar bursă de la stat, deci nu are acei 200 de lei în plus și vor face practică începând cu anul 2. Avem 35 de agenți economici, servisuri. Mie mi-ar da de gândit lucrul ăsta. Deci vor face practică și acolo. De asemenea, avem o clasă jumătate de tinichigiu, vopsitor auto, iarăși o meserie care se caută foarte mult. Avem elevi care, în momentul când au intrat acolo, că făceau a noua la liceu și apoi 2 ani de profesională, se rugau de mine să-i mut la mecanic auto. Și când au terminat, a doua zi s-au angajat. Foarte mulțumiți de meserie. Pentru că este o meserie bună, acum este modernizată, nu este toxică și părinții, unii dintre ei nu știu de fapt în ce constau și nu prea îi lasă să vină la tinichigiu vopsitor auto, dar este o meserie foarte bună care se caută și au un salariu foarte bun, foarte bun, și e păcat să nu meargă și, mai ales că au și conducere și ei în anul 3. Deci au șansa. Dacă te raportezi și la cât costă să faci școala de șofer și până la urmă, dincolo de costurile astea, că astea pot fi până la urmă destul de les neacoperite, ești într-un mediu care te recomandă la un moment dat, chiar și pentru meseria asta de șofer, că șoferi sunt puțini, conducători auto sunt foarte mulți, e mare diferență, da? Exact. Și în momentul în care tu ești pregătit într-un domeniu ca ăsta, ai făcut din asta o meserie și până la urmă mai e un aspect aici, nu-i oprește nimeni să meargă la facultate după. Exact. Dacă tu ai făcut Colegiul Tehnic de Transporturi și vezi că ai niște talente care te recomandă sau îți recomandă, măcar în mintea ta, să faci o facultate, fă-ne și facultatea aia. Dar pot să vă spun concret, pentru că noi avem acum o clasă de a 12-a în care mai mult de jumătate au deja calificarea mecanică auto, au terminat profesională, au continuat cu liceu zi și acum vor și da bacul dintre ei mai mult de jumătate, deci chiar au ales să facă și acest traseu, să continue pe liceu zi, se poate continua și pe seral dacă ești angajat, sigur, sau frecvență redusă, avem și această formă, și pot da bacaloriatul și apoi merge să meargă pe facultăți de profil, are transporturi rutiere foarte mult, sau electronică, sau știu și utilaje, deci au șansa să meargă și să-și deschidă chiar propriul lor servis. De fapt, asta e. Să știți că sunt mulți care vin, care au în familie frați care au fost la noi la școală, care au deja servisuri deschise și vor
să învețe meseria, pentru că așa poți să gestionezi apoi și tu în service. Și dacă continui și la liceu, e și mai bine și poți să ai și un nivel de calificare de facultate, la nivel 6. Da, mă gândesc acum că cineva care face un colegiu național, pe urmă nu știu ce, facultate de management și vrea la un moment dat să-și deschidă un service, păi omul ăla, 90% după părerea mea, este sortit falimentului. El nu știe care este fluxul normal. În momentul în care o iei de la zero și tu știi, tu personal, tu viitorul patron, știi foarte bine care este un flux normal de activitate, care sunt lucrurile pe care oamenii tăi, angajații tăi, până la urmă colegii tăi le aplică asupra mașinilor care ți intră pe ușa serviciului, cu siguranță ai o șansă. În momentul în care tu nu știi mare lucru despre asta, știi doar așa la nivel de cunoștințe generale, în schimb ai un master în management și ai, da, noi am un master în management și s-a evit oportunitatea asta să îmi fac un service. Am găsit fonduri europene să-mi dotez un service. Faci lucrul ăsta, ești foarte bun la capitolul ăsta teoretic, dar când o să vină practica, aceea te va omorâ. Așa e, că tu trebuie să lucrezi cu niște persoane calificate și trebuie să știi ce să le cer, trebuie să știi să-i verifici, să le dai, să-i dai ce-i trebuie ca și instrumente, dispozitive și așa mai departe. Deci e foarte necesară pregătirea aceasta inițială și pe care poți să o continui apoi, sigur. Pe ce de fapt, la asta, la asta se referă școala profesională în sistem dual. Și cel mai important lucru pe care nu cred că ar trebui părinții să-l neglijeze, sau cel puțin nu în 2017, este jobul ăla de după. Bine, în momentul în care știi că ai un job asigurat după ce termini o școală și în timp ce alții care termină niște școli, să zicem, superioare din anumite puncte de vedere, nu numai că nu au niciun job asigurat, dar dimpotrivă vor fi debusolați, iar ceea ce se întâmplă în societate în momentul ăsta, nu trebuie să neglijăm faptul că sunt analiști economici care spun că vine o criză. A mai fost una și mai vine una. Dacă neglijăm lucrurile astea, s-ar putea ca la un moment dat să avem inflație de medici, de profesori, de sunt atâția oameni care ajung, ați văzut, la catedră. Și dumneavoastră, sunt convins că puteți să-mi confirmați sau să-mi infirmați acum dacă doriți, evident. Sunt oameni care ajung la catedra de care nu-și doresc lucrul ăsta. Ajung din întâmplare și din întâmplare în întâmplare se trezesc că sunt profesori, predau o materie, o predau, nu vreau să comentez cum, și n-au nimic palpabil. Zici, da, domnule, sunt... Mai rar se întâmplă, da. Se mai întâmplă. Mai rar, dar se mai întâmplă pentru că tot așa probabil acea persoană n-a fost bine orientată sau a fost o oportunitate, s-a dus și nu neapărat era ceea ce îl caracteriza. Ați reușit să schimbați două vorbe cu părinții celor care au venit să-și înscrie copiii, da, ăștia, primii 21? Ce sigur, zic cu oamenii ăștia? Sigur. Chiar și astăzi au venit să mă întrebe în ce constă, care este viitorul. Deci nu sunt foarte bine informați, asta mi-am dat seama. Acum, ce s-a întâmplat? În aprilie s-a aprobat această metodologie pentru învățământul dual. Noi am două fost luni, deja, deci da, foarte puțin timp. Foarte scurt timp. Noi fusesem deja în februarie-martie și acum când au venit, ei oricum erau hotărâți pentru școala noastră, dar au auzit probabil de sistemul dual, dar nu știau foarte bine despre ce vorba. Și pentru că pentru celălalt sistem este din 3-7 iulie înscrierea. Deci acum până în 30 iunie este pentru învățământ dual. Deci cei care vin acum pentru învățământ dual, ei, dacă nu s-au hotărât, pot veni și din 37 iulie să se înscrie. Deci au posibilitatea să aducă evaluare. Oricum, cei care au venit astăzi se vor duce și la evaluare, pentru că media finală va conta și evaluarea. Și de asemenea un interviu la agentul economic, deci este prevăzută și proba aceasta. Iar le-am explicat părinților în ce constă faptul că vor face practică, că până la urmă nu sunt legați de glie, cum zicea o colegă de-a mea. Deci tu ești perfecționat acolo, dacă nu place acolo sau nu trebuie neapărat să dai bani înapoi. Tu, dacă acea firmă reușește să te atragă, să îți placă, poți să rămâi, dar nu trebuie toți 28 care vor intra să rămână și să fie angajați acolo. Deci mergem totuși pe o marjă și de
devieră, unii se vor duce probabil după cei 3 ani în altă parte, dar ei nu înțelegeau asta, credeau că gata, e fixat în cuie și atunci ar fi probleme. Zic, nu, voi faceți pregătirea în primul rând la agentul economic, vă faceți acolo meseria, deveniți mecanic auto, puteți lua și carnetul de conducere, puteți fi angajați acolo, asta e foarte important, acea firmă vă oferi niște facilități și lucrul ăsta nu puteți să-l negați și apoi dacă doriți rămâneți și vă faceți șofer de autobuz sau mașiniști de utilaje și reparați utilaje sau dacă nu puteți merge și pe alte firme, unii dacă sunt din Rupia poate că le va fi greu să stea aici, să locuiască, sunt niște costuri și vor dori să, da, se ducă la ei. Pot aplica acolo, sigur, de unde sunt sau unde le-ar fi ușor, exact, și se pot aplica în comunitatea lor. Exact. Și vor aplica acolo și vor dezvolta poate acolo un service. Deci ideea este, asta am spus, e foarte bine ca elevii să vină la școală, să-și facă o meserie. Nu înseamnă că dacă au mers neapărat pe această cale, vor și rămâne 100% aici. Important e să înceapă și vor vedea cum le place și care este. Până la urmă depinde și de noi să-i atragem și de agentul economic. Asta este, e o concurență, suntem în plin dezvoltare și noi trebuie toți să ne adaptăm. Da, repet un lucru pe care l-am spus la început de emisiune, după opinia mea, să dăm un nou start în ceea ce privește economia, un nou start în ceea ce privește industria. Se schimbă generațiile și din păcate, sau din fericire, nu știu cum e mai bine să zici în momentul ăsta, școlile astea profesionale în sistem dual, dar și școlile profesionale în general, neapărat în sistem dual, sunt singura variantă în care noi să ieșim dintr-o criză de forță de muncă în care ne tot adâncim. Discutam aici cu doamna director de la șomaj, forțele de muncă, AJOFM, da? Și întrebam, doamna, dar există locuri de muncă? Și aici, da, există. Păi și în mintea mea, gândind foarte simplu, ca orice om obișnuit, dacă există locuri de muncă, deci mai există șomeri. Pentru că nu sunt pregătiți. Și probabil că sunt șomeri de lux, unii dintre ei, care zic, unde mă duc eu, mă, strungar sau, bine, nu te poți zice strungar dacă n-ai școală, dar ca principiu, dăm un alt nume de meserie, numele unei alte meserii, unde mă duc eu acolo? Păi eu am două facultăți sau eu am o facultate și am master în nu știu ce sau, uite, tocmai mi-am dat doctoratul în nu știu ce. Și cu ce te ajută? Așa e. Te-ai gândit tu singur sau cu ajutorul părinților la momentul acela, pentru că la 13-14 ani ai nevoie de ajutorul părinților în luarea unei decizii, nu? V-ați gândit voi între voi acolo stând la masă seara înainte de culcare ce faci în viață? Te-ai gândit că banii aia pe care i-ai dat pe meditații puteai să-i folosești pe altceva? Să-ți întărești un hobby, să, ce știu eu, să-ți iei primul, îți luai un motor de undeva, de mașină, dacă erai pasionat de asta, îl luai și îl desfăceai și îl montai la loc de 10 ori până ți ieșea perfect. Și pe urmă te duceai și făceai Colegiul Tehnic de Transporturi și ieșeai doctor. Doctor în motoare. Motoare. Și deveneai celebru în Brașov și făceau oamenii programare să vină la tine în momentul că asta cu mașinile întotdeauna va fi o problemă. Avem mulți absolvenți care și-au deschis servisuri și cunoaștem și iau elevi de-ai noștri și avem de asemenea și o școală post-liceală în tehnician, transporturi auto interne și internaționale în care poți să devii șef de echipă, poți să administrezi un par de mașini, deci deja este pregătire nivel 5. Și nu trebuie neapărat să ai bacaloriatul pentru această calificare, dar tu deții, o să obții niște competențe care o să te ajute să administrezi un parc auto, un service. Deci, de asemenea, este o oportunitate. Cei, de exemplu, care vă spuneam de a 12-a, aproape tot așa, mai mult de jumate, s-au înscris pe această, cei care nu s-au înscris la BAC. Că iarăși nu trebuie toată lumea să ia bacaloriatul. Asta e o discuție foarte veche și a stâlnit panica cu vreo, cred că au trecut vreo 10 ani din momentul ăla deja. Prin 2006-2007, panică, domnule, n-au mai luat românii bacul. N-au mai luat elevii de-a 12, n-au mai luat toți bacul. Se raportau de astea, 80%, 90%, toată lumea a luat bacul. E, când s-a înăsprit situația, nu mai luau decât 50% bacul. Ce ne facem? Vai de capul nostru, haoleo! Dar la școala profesională de ce nu s-ar fi dus? Exact. Da.
Asta e... Să înveți o meserie. E foarte bine să ai o diplomă turnată pe perete. E minunat. Te uiți la ea și incredibil. Dar dacă te uiți la ea și nu te mai caracterizează niciun ăsta portofelul, adică știi cum e în viață? Da. Îmi face colegul meu semn că suntem gata cu emisiunea. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune doamnei director Adina Mihaela Agache, directorul Colegiului Tehnic de Transporturi. Succes în încercarea asta dumneavoastră cu școala profesională în sistem avem dual. Da, de-aia am zis succes. Invitație. Acum poate mai văd niște oameni în emisiunea asta. Niște copii, mai greu mi-e să cred că nu se uite la 14 ani la emisiuni, părinții. Poate mai rar, dar părinții ar putea să se mai uite. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT, sunt Dan Ghiță.